Cele 11 linii de gardă ale Spitalului Municipal de Urgență Roman au fost luate cu asalt de către romașcani și locuitorii din localitățile zonei metropolitane. Medicii de gardă s-au confruntat cu o patologie diversă, de la etilism acut până la traumatisme și numeroase tulburări digestive legate de excesele alimentare din aceste zile. Avem o situație a prezentărilor din cadrul Centrului de Primiri Urgențe în zilele de 24, 25, 26 până pe data de 27, ora 8. Au fost 308 prezentări, dintre care etilism acut 12 cazuri, agresiuni 13 cazuri, traumatisme diverse care nu sunt considerate cazuri medico-legale 20, ingestie voluntară de medicamente, tentativă de suicid 1, traumatisme craniene 8, un accident rutier grav, vorbim, care s-a soldat cu un deces a unui bărbat. Bărbatul a fost adus în stop cardiorespirator la Centrul de Primiri Urgențe. S-a început și s-a încercat resuscitarea în timpul legal considerat. Din nefericire, pacientul nu și-a recăpătat funcțiile vitale și a fost declarat decesul. Au existat și alte două accidente soldate doar cu rănirea pasagerilor și a conducătorilor auto. 31 de romașcani s-au prezentat la spital având dureri de stomac din cauza consumului exagerat de alimente udate din belșug cu alcool. Și alte două accidente rutiere, dar fără decese. Și, bineînțeles, patologia specifică acestei perioade, și mă refer la patologia digestivă cu colicile biliare, un număr de 31 de cazuri. Exces alimentar, da, colicile biliarele. Deși de fiecare dată medicii recomandă cumpătare la masa de sărbători, s-a dovedit faptul că romașcanii nu prea țin cont de aceste sfaturi, așa că ajung ușor pe patul de spital în urma acestor petreceri de sărbători.